Pe parcursul anului 2012, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea programului de acțiune al Inspectoratului Teritorial de Muncă a obiectivelor stabilite potrivit legii 108 din 1999 și a legii 53 din 2003 republicată. Activitatea în domeniul relațiilor de muncă în perioada menționată a avut ca rezultat efectuarea unui număr de controle în 3508 unități, ocazia cu care au fost sancționați 1401 angajatori. În urma controlurilor efectuate s-au aplicat un număr de 2464 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1.784.300 lei. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii 53 pe 2003, respectiv la Codul Muncii, republicat, în acest segment, fiind sancționați 833 de agenți economic, valoarea amenzilor fiind de 1.310.800 lei. Referitor la munca nedeclarată, au fost sancționați 91 de angajatori care au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare. Respectiv, au fost sancționate 128 persoane care își desfășurau activitatea fără forme legale de angajare, din care 57 erau femei, 71 bărbați și un număr de 4 erau tineri. Inspectorii de muncă au efectuat 1573 de acțiuni de control, aceștia stabilind un număr de 3642 de măsuri de remediere a neconformităților la legislația de securitate și sănătate în muncă. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 2654 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 663.500 lei. Pentru abateri grave de la legislație s-au aplicat și sancțiuni complementare de sistare a activității pentru 12 agențe economici. Activitățile derulate de către Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă au avut ca scop principal reducerea numărului accidentelor de muncă. În anul 2012 au fost înregistrate la instituția noastră un număr de 467 de reclamații și sesizări ce vizau aspecte de încălcare a legislației în domeniul relațiilor de muncă. Domeniile de activitate din județul Suceava, unde se înregistrează cu precădere munca fără forme legale, sunt variate. Construcții, comerț, agricultură, industrie textilă, mici transportatori, auto, frizerie, coafură, etc. Precum și în depozitele Angro și supermarketuri, activități de alimentație publică, baruri, restaurante, patiserii, cofetării. Anul trecut au fost depuse de către agenții economici la sediul ITM Suceava notificări privind concedierile colective în următoarele domenii de activitate: confecții textile, producție, dar și în domeniul construcțiilor.